Reprezentant al tinerei generații de cineaști români, Cătălin Mitulescu este regizorul, scenaristul și producătorul născut la 13 ianuarie 1972. Adaptându-se la maniera de realizare a filmelor în condițiile actuale, Mitulescu are o explicație simplă privitoare la dorința sa de a face film. Cred că îmi place să povestesc. Am descoperit în liceu la un moment dat că îmi place să povestesc. Îmi place să și ascult, dar... Faptul că mă gândesc la o poveste, faptul că îmi închipui ceva și pot să povestesc asta, să transmit emoții, să placă ceea ce povestesc, asta mă face să mă simt bine, mă face să mă simt împlinit. Când mi-am petrecut sfârșitul lumii este filmul la care Mitulescu semnează regia și producția, iar Lover Boy reprezintă o poveste neobișnuită de dragoste în care implicați sunt Anda Condeescu și George Piștereanu. Produs în 2011, filmul poartă semnăturile lui Cătălin Mitulescu în dreptul regiei, scenariului, dar și al producătorului. Cine este Aveli? E Luca tata, ți-am povestit de el. Și ce caut aici? A venit să vorbim. Lasă-l să vorbească, cel nu are glas. Luca. Tadea, îngrijitorul animale. Ce, nu ești bat? Tu să taci, sau vrei să strag și ție una. Acum că tot e băiatul ăsta aici. Da, bine. Fetele nemăritate nu se vizitează în pat. Un alt film care s-a bucurat de un real succes, mai ales în rândul tinerilor, se intitulează Eu când vreau să fluier, fluier, iar scenariul acestei producții, din 2010, poartă de asemenea semnătura lui Mitulescu. Interesanta poveste, derulată în Loverboy, a atras atenția organizatorilor și participanților festivalului de film de la Cannes, eroii principali, dar și realizatorul filmului, fiind extraordinar primiți și apreciați în localitatea franceză a filmului internațional. Cum producția românească de film trece prin vremuri destul de grele, în care austeritatea își impune criteriile, probabil că filmografia românească de viitor este sprijinită pe mâini bune cu oameni precum Cătălin Mitulescu.